Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție de știri realizată în redacția web a primăriei din Torino. Începem cu informații meteo. Vremea este frumoasă, caldă și cu o temperatură maximă de puțin peste 25 de grade Celsius. Mâine temperatura va scădea ușor, cerul va fi pe alocuri înorat, însă nu va ploua, iar joi, mercurul din termometre va urca până la 27 de grade Celsius. În acest moment, în Torino, temperatura este de aproximativ 24 de grade Celsius, presiunea atmosferică registrată este de 984, iar umiditatea de 22%. Ne întoarcem la știri și, cum examenul de bacalaureat a început deja în Italia, Institutul Social din Torino oferă absolvenților 10 burse de studiu dacă se înscriu la un liceu clasic. Motivul este acela că o formare umanistică reprezintă un avantaj atât pentru alegerea universității, cât și pentru dezvoltarea unei viziuni mai largi asupra lumii în care trăiesc. Toate detaliile sunt disponibile pe pagina web afișată mai jos. Adolescența poate fi o perioadă de criză și de dificultate pentru anumiți tineri. De aceea, primăria din Torino pune la dispoziția celor cu vârsta între 13 și 21 de ani un centru în care cei vizați au posibilitatea să pună întrebări, să reflecteze sau să socializeze sub atenta supraveghere și îndrumarea psihoterapeuților, educatorilor și consilierilor. Pentru a apela la centrul ARIA din Via Joliti numărul 40B, nu este nevoie de programare. Psihologii sunt mereu pregătiți să asculte, să dialogueze și să ajute la depășirea dificultăților. Toate serviciile sunt gratuite, iar confidențialitatea este garantată. Și pentru a vă petrece timpul liber de la sfârșitul săptămânii, vă oferim de pe acum câteva alternative. Dacă sunteți la Evreia, sâmbătă 26 iunie, în piața Dicită, Piața Dicita, începând de la ora 20, va avea loc o cină multietnică, în cadrul căreia vor fi mâncăruri românești, dar și din zona Magrebului. Pe parcursul întregii seri, muzica va fi asigurată de grupul artistic Port Art. Iar sâmbătă și duminică, în Borgo Campidoglio, va avea loc o serie de dezbateri, concerte, spectacole și expoziții de artizanat tradițional, care au ca și scop soluții pentru atenta utilizarea resurselor, limitarea consumului inutil și eliminarea structurii utilizează și aruncă. Iar în încheiere vă reamintim că joi 24 iunie se sărbătorește Sfântul Ioan Botezătorul sau San Giovanni, protectorul orașului Torino și toate oficiile publice vor fi închise. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile de astăzi, marți, 22 iunie. Așa cum știți, știrile noastre în direct sunt disponibile în streaming, iar mai apoi acestea pot fi vizualizate și pe pagina web în limba română. Noi vă mulțumim pentru atenție și vă urăm o zi cât mai bună în continuare. Vă așteptăm la o nouă ediție de știri și mâine de la 12.30.